Polițistul care i-a împrumutat Dianei Șoșoacă motocicleta și casca de polițist a fost dat afară. Valer Covaci, unul dintre cei mai populari polițiști din mediul online, a rămas fără loc de muncă după ce s-a filmat și fotografiat alături de controversata europarlamentar. Valer Covaci, polițistul care a lăsat-o pe Diana Șoșoacă să se urce pe motocicleta lui, a plătit scump pentru gestul său. Totul a pornit de la o filmare a europarlamentarei de la sfârșitul lunii mai. După ce mai întâi s-a fotografiat alături de agentul de poliție, Șoșoacă i-a împrumutat casca și motocicleta și a făcut un videoclip care s-a viralizat rapid. Gluma nu a fost însă și pe placul poliției române. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au anunțat că Valer Covaci va fi cercetat pentru încălcarea statutului polițistului. După o anchetă internă, agentul, care a devenit extrem de popular în mediul online, a fost dat afară. MAI justifică însă decizia și menționează că polițistul a avut un comportament nepotrivit încă din anul 2022. A adus jigniri unor categorii profesionale în ansamblul lor, magistrați, etc. A exprimat opinii contrare intereselor României sau preferințe politice. A încălcat obligația de a respecta confidențialitatea datelor dobândite în timpul serviciului, a difuzat materiale care au instigat la indisciplină, a fost lipsit de respect față de colegi sau alte persoane și nu a asigurat informarea corectă a cetățenilor. Polițistul nu este la prima abatere. Anterior acestei măsuri, el a mai fost sancționat, însă nu și-a exprimat niciodată regretul pentru faptele comise conform poliției române. De cealaltă parte, Covaci se apără și invocă în primul rând faptul că este agentul care a aplicat cele mai multe sancțiuni administratorilor de drum pe tronsonul de autostradă. În alta Curte de Casație și Justiție are